Simona Halep și-a ales favorita la titlu și l-a încurajat pe Hagi înaintea derbiului cu FCSB. Nu vine la finala campionatului, dar îl trimite pe tatăl ei. Hagi merită statuie, spune Dragomir. Pe Becali îl propune la licență pentru antrenor dacă FCSB va lua titlul. Halep iubește fotbalul și a fost în Ghencea pentru FCSB, dar și la Ovidiu pentru Hagi. Acum și-a ales favorita la titlu. Ține cu farul, la fel ca și tatăl ei. Băieți, știu cum e să joci o finală, cât de emoționant și stresant poate fi. Și mai știu cât de mult ați muncit ca să ajungeți aici. Aveți de partea voastră ca antrenor pe cel mai bun jucător din istoria României și asta să vă dea încredere și putere. Farul Constanța, sunt cu voi! Mitică n-are o favorită și le-ar da titlul atât lui Hagi cât și lui Becali. Hagi a fost geniu ca fotbalist, e genial și ca antrenor. Hagi, într-adevăr, merită statuia. Cum îl vedeți dumneavoastră pe Gigi Becali dacă va lua titlul? Investește? Îl văd unul dintre cei mai buni antrenori din țară, fără licență. Hagi devine campion dacă o bate pe FCSB. Altfel, titlul se va da în ultima etapă când se joacă CFR Farul și FCSB Rapid. Gândiți-vă dacă se întâmplă un meci egal la Constanța, ce e pe stadionul național. Vor fi 55.000 de oameni și 100.000 afară.